Numele complet cum e? Că nu e numai și nici n-am zis Omid Ganadi, cum știe toată lumea și poate să pronunțe toată lumea, dar de varianta corectă e alta. Păi da, varianta corectă este de fapt Omid Ganadi Maraghe. Aici. Omid Ganadi Maraghe. Omid înseamnă speranța, Ganadi înseamnă cofetăria și Maraghe este orașul bunicului meu. Deci, practic, este speranța cofetăriei din Maraghe. Din Maraghe. Trebuia să te faci cofetar. Da, cred că aș fi avut o viață mai liniștită, dar da. Când ai fost ultima dată în Iran? Ultima dată în Iran am fost înainte de pandemie. Adică au trecut mai bine de 4 ani. 4 ani, 5 ani, cam așa. Pe cine ai acolo? Pe cine mai ai? Mama mea trăiește în Iran, sora mea trăiește în Iran, cumnatul meu, nepoata mea, care acum a venit în studii în România. Și vorba e, neamurile și prietenii noștri de acolo. Ai doar o soră? Da. Nu ai și un frate, doar o soră? Am doi frați, dar sora mea trăiește în Iran, am un frate care trăiește în Turcia, un frate care trăiește în România și așa mai departe. Povestea plecării mele e așa, o destinul oricărui tânăr din Iran care are oportunitatea să plece din țară. Din păcate, că ajungem să fim nevoiți de foarte multe ori să facem treaba asta și din fericire unii dintre noi chiar putem să facem. Eu fiind crescut doar de mama, la 14 ani, cumva cred că pe la 15-16 nu mai aveam dreptul să părăsesc țara pentru că trebuia să fac armată după liceu. Acolo îți faci armata după ce se termină liceul. Da, dacă nu intri în facultate și dacă intri în facultate, faci după, dar nu mai ai voie să părăsești țara. Și ai plecat în România cu fratele tău? Deja fratele meu de mulți ani aici, îi mergea bine și atunci mama a zis, ok, hai, ai grijă, crește-l și pe cel mic. Și pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic, mi-am făcut bagajul și am plecat pentru prima oară din țară. Ai dus în Turcia, ai stat acolo? Am stat o zi, a venit și mama. A fost dramatic. Momentul de despărțire a fost realmente absolut șocant și pentru mine, dar și pentru mama, pentru că pentru prima dată noi ne despărțeam. Mama, după plecarea tatălui, a trecut prin foarte multe probleme și cumva eu eram singurul ei prieten, ea era singura mea prietenă, dincolo de mama fiu. Și despărțirea cumva ne-a lăsat pe amândoi așa fără preșul de sub picioare, am plutit așa un pic în aer. Țin minte, eram în aeroport în Istanbul și sora mea l-a sunat pe fratele meu și plângea în hohote și spunea că mama spunea, adu-l înapoi, gata. Gata, nu mai plec, adu-l înapoi. S-a hotărât, nu mai vrea, adu-l înapoi. Mamă, ce era în sufletul ei? Da, am plecat și nu o să uit niciodată că era avionul ateriza la Otopen. Bă, și era nămez de zăpadă stângă-dreaptă și era o fâșie așa curățată și avionul aterizează, pac, acolo în fâșia respectivă și eu mă uitam așa un pic și ziceam, mă, unde am venit? Și? Ai coborât din avion? Nu știam cine este fratele meu în primul rând. Nu, îl văzusem de două ori, de... Asta era a doua oară când îl vedeam în viața mea. Și am venit și, practic, eram cu fratele meu, dar eram cu un om pe care nu-l cunoșteam. Primul cuvânt pe care am învățat în limba română a fost temperatura. Nu pentru că voiam să știu câte grade sunt afară, ci pentru că făcusem febră, răcisem instantaneu, îți dai seama, când am dat de minus 30 de grade cât erau la Tulcea, Dunărea era înghețată tot, m-a dus un coleg de-a lui să arate monumentul turcilor din vârful dealului. Stai să am înghețat. Prima seară am făcut febră și era o doamnă care făcea curat în casă de dimineață, am găsit-o acolo și zic, doamnă, hot, sunt cald, nu știu ce, ai temperatură, temperatură. Am învățat temperatura și am învățat apa minerală, pentru că prima seară când m-am dus la frigider, având febră să beau apă, am deschis din frigider, pac, am luat o sticlă de apă și l-am dat pe gât. Am înnebunit instantaneu, nu băusem niciodată apă minerală. Niciodată. Era prima dată când la 14 ani. Mi-au și bulbuci în ochi, din ochi. Da. Și era apa minerală și după aia febră și după aia ușor, ușor am început să... Ai mai stat la Tulcea? Am stat puțin, am venit în București și am stat în Gazda, la o prietenă de-a lui fratele meu. Fratele meu s-a gândit foarte pragmatic și deștept. A zis în felul următor, bă, eu nu sunt părinte. N-am copii, nu știu să cresc un copil. Dar ce pot să fac este să-i creez un mediu absolut ideal
un succes garantat pentru viitorul fratelui meu. Asta ce înseamnă? Trimite-l în Anglia să învețe limba engleză și după aia trimite-l la o școală foarte bună în Elveția, internat. Ok. Nu, ai și dezastros, să stai seama, ai și prost rău de tot. Practic, eu vreo 2 ani de zile eu n-am avut dulap. Am avut doar geamantană. Îmi țineam hainele în geamantan, că asta era chestia. Și a trebuit să învăț cum să-mi fac prieteni și să-i părăsesc. Am plecat la super școală. La internat în Elveția? Da. Absolut minunat. Ce școală? Super școală. Cel era mai un fel de liceu, tare, nu? Da. Cel mai bun... cea mai bună școală internată din lume. De asta, o fiță și figuri din asta extraordinare. Erau numai copii de reci și copii de mafioți și copii de nu știu ce și eram 2-3 care cumva nimerisem acolo. Și evident că n-avea cum să iasă bine. Adică din orice scenariu de film finalitatea ar fi fost și n-ai rezistat dezastru. Ei nu ne vroiau acolo. Eu, și când spun noi, pentru că în situația mea mai erau încă 3 persoane. Ei cumva, ca să arate că totul este în regulă la ei, statistic aveau un număr de copii pe care îi primeau din medii mai modeste. Numai că bătaia era foarte mare pentru școala respectivă. Și ne-am trezit noi exact la examenele finale după primul semestru, când în al doilea semestru școala se muta cu totul la munte, și era un nou început, școala de iarnă, ne-am trezit într-o dimineață chemați la... Cancelarie. M-am dus foarte frumos, bună ziua. Este foarte grav, ați făcut bullying. Nu o să uit în viața mea, președintele s-a întors la mine și a spus, tu unde te-ai născut? Și a zis, în Iran. Și unde ai crescut? În Iran. Și s-a întors în franceză și învățasem eu, începusem să învăț în franceză, dă-ți-l afară. Și ne-am întors în România. Și ce era acum, frate, nu să mă trimite la altă școală în Elveția? Da. Și... ce-a făcut? Ți-a spus că l-ai dezamăgit? Da, mi-a spus că, bine, firesc, foarte probabil în locul lui aș fi reacționat exact la fel. Și mi-a spus omul în felul, eu am vrut să-ți ofer toate condițiile posibile. Nu te-ai descurcat? Acum asta e. Rămâi în România. Rămâi în România și te duci la școală românească. Eu nu știu în limba română. Prieteniile, toate distracțiile, toate momentele frumoase din viața mea s-au întâmplat pentru că am fost dat afară din liceu din Elveția. Aici a început viața ta. Viața mea s-a schimbat și tot ce am astăzi, într-o foarte mare proporție, datorează faptului că eu m-am întors și m-am dus la liceu românesc. Acolo am cunoscut-o pe Ilinca, astăzi este soția mea și avem familia împreună și avem 2 copii. Câți ani e mama ta acum? 74, cred că. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Cu tata ai vorbit? Nici o idee și a fost chiar foarte amuzant. Cred că aveam vreo 30 de ani într-o seară și am văzut că mi-a dat follow pe Instagram. Deci, știam că am văzut numele și m-am uitat la poza. Acum, așa, o idee fizică am... Pentru că el a plecat când tu aveai 3 ani. Da. Am mai văzut câte o poză pe aici, pe acolo. Adică știam figura și... da. S-a dat follow când... Cred că aveam 30 de ani. Deci acum 7 ani. Și ai vorbit cu el atunci? Nu. Pentru e un necunoscut. Acum, ce treabă am eu? Că eu n-am vorbit niciodată cu el. Nu. Și nici n-am dus lipsă. Atenție, eu n-am fost un copil a părinților divorțați, copil care suferă după tata, după mama. Nu, eu am avut-o pe mama și a fost suficient. Eu n-am avut nevoie de mai mult de mama. Niciodată. Mama mea a fost și mama și tată și tot, și prietena mea și tot ce aveam eu nevoie. Nu am simțit niciodată lipsa tatălui.
absolut niciodată. Motiv pentru care nici n-am o răutate față de el. Adică eu, pentru mine, realmente este o persoană pe care nu cunosc și nici nu-l judec. Ești implicat în foarte multe proiecte sociale și de fiecare dată am prezentat odată Festivalul Brazilor de Crăciun și știu că aveai brad. Ce am făcut împreună? Da. Tu știi că a rămas record. Da? Am făcut bradul pe care nici măcar nu l-am scos din pământ. Da, da, exact. Ai avut o idee genială. 200.000 de euro am reușit noi doi într-o seară pentru cei care ne urmăresc. Și asta cu Salvați Copii, acum maternitatea de la Polizu, unde și ești mulțumesc implicat. Că ai menționat. România a ajuns departe. România mea, România în care eu trăiesc de 24 de ani, a trecut din alb-negru la Full HD 4K color. Viața românilor este mult mai bună, mult mai frumoasă. Românii sunt mai educați, românii sunt mai deștepți, românii sunt mai bogați. Dar niște probleme nu că au rămas în urmă, au crescut. Maternitatea Polizu este unul dintre cele mai importante spitale din România când vine vorba de nașteri, dar nașteri dificile. Este un proiect foarte sofisticat, este un proiect care se realizează pe donațiile oamenilor și a companiilor. Am vrut să văd cu ochii mei cum poți vindeca România. Cum poți să fii parte în proiectul care va găzdui peste 5.000 de mame și bebeluși cu nevoi serioase, în condiții decente. Nu vorbim aici de design, nu vorbim aici de SF-uri, nu. Pentru că ceea ce este acolo este dincolo de ce își poate imagina orice om care se uită acum la acest podcast. Ideea e că am luat și telefonul mobil în mână, ideea e că poți să-l ia și cei care urmăresc podcastul, am făcut chestia asta și la TV, și poți să trimită un SMS la numărul 8844 cu Salvez. 8844 și să doneze 2 euro pe lună cu textul Salvez. Și un lucru pe care am învățat lucrând pe proiectul ăsta este cât de tare contează acel 2 euro. Dar astăzi, acei 10 lei pe lună schimbă destine. Chiar încurajez oamenii să se implice pentru că, din păcate, cel puțin momentan nu vor veni extratereștri să ne salveze. Vom fi tot noi, așa cum am fost și înainte, și împreună o să putem să vindecăm părțile bolnave ale României care au nevoie să fie tratate. Pentru că să nu uităm că organele vitale din România care suferă cel mai mult astăzi de boală sunt sănătatea și educația. Adică alea principale care ar trebui să fie cele mai puternice. Exact. Iar politicienii noștri, în momentul de față, nu sunt cei mai buni medici care ne păzesc și avem nevoie de noi să intervenim și să ajutăm acolo. Avem medici la Polizu. I-am întâlnit, mi-a fost rușine de ei. Mi-au mulțumit că îi ajut. Să-și facă meseria. Cu renovarea secțiilor. Nu-mi venea să cred. Și am și spus, cum vă permiteți să mulțumiți mie când voi lucrați în condițiile astea și salvați oamenii? Și oricând ați avea un loc oriunde în lumea asta, la orice spital. Eu nu aș petrece nici 10 minute în mizeria aia de acolo. Oamenii aia se duc în fiecare zi, lucrează peste program ca să salveze vieți în niște condiții absolut execrabile. De nepermis. Iar ăștia sunt tot David Popovici, al medicinii, a salvării. Ei sunt tot geniile de care ne bucurăm atunci când ajungem sub cuțitul lor și reușesc să ne salveze. Și noi ne-am obișnuit cu asta. Noi ne-am obișnuit să sperăm că acel medic va fi cineva care ne va salva. Noi nu sperăm că mergem la un spital și o să fim bine. Noi sperăm că într-un spital unde avem mari șanse să nu ne fie bine, să apară acel om care să le salveze.